A fost odată, ca niciodată, aer curat în Chișinău. De dorul lui, un grup de activiști a decis să atârne măști medicale și mesaje pe busturile de pe Alea Clasicilor. Organizatorii spun că s-au inspirat de la georgieni. Pentru a atrage atenția asupra atâta problemei mirosului urât care persistă în Chișinău, dar în special asupra problemei poluării râului Bâc cu apele uzate de la stația de epurare. Încercăm să atragem atenția asupra problemelor de mediu din municipiul Chișinău. Și unii trecători s-au arătat deranjați de mirosul insuportabil care de ceva vreme sufocă Chișinăul, așa că au salutat protestul tinerilor. Am deschis să aerisesc apartamentul, dacă n-am văzut miros, zic că înapoi, ce trebuie. Cu siguranță se trage atenția și trebuie cât mai mult de făcut observații și chiar și noi trebuie să spunem aici. Ne pornim la serviciu și spunem. Mi place, normal. Am citit și plăudem pe băieți. Cât voi tineri, asta e mâna voastră mai departe, orașul nostru și țara. I think it's a good idea because it's a very simple protest and people are doing this in cities all over the world, but this is a simple visual protest which means you're not disrupting people but everyone gets to think about what the problem is. Alții însă au fost indignați de această formă de protest și au dat jos câteva măști de pe busturile clasicilor. E ca și cum ai profana un mormânt. Ăsta e sufletul nostru. Un astfel de protest nu se face apelând la marile valori așa. Păi cum ai pui bornița la gură mai la poezii români? De ce? Nichita Stănescu, Grigore Vieru, poet basarabean. Să facă forma de protest la primărie, fiindcă primarii și primarul și administrația este cea vinovată, nu scriitorii. Organizatorii protestului spun că urmează și alte activități publice menite să scoată mai des în vizor problema poluării aerului din capitală. Ieri primăria Chișinău declarase că s-a autosesizat referitor la mirosul specific din ultimile zile și a cerut prelevarea unor probe pentru a determina sursa poluării.